Urmează să urmăriți un material puțin mai diferit de data aceasta. Un fel de Tinder Swindler de România, un fals doctor, abordează o tânără pe Instagram. Îi prezintă faptul că el este doctor, care are o situație înstărită și că își caută o relație sexuală bazată pe foarte multă încredere și, desigur, pe foarte multe fantezii sexuale. După modul de operare, este clar că individul își căuta victime ușor de influențat pentru ca povestea lui să fie credibilă. Ei bine, povestea este înfiorătoare și victima noastră, Alexandra, o va povesti în totalitate. Noi în acest moment ne aflăm la o adresă, Alea Lăceni numărul 11, și este foarte importantă această adresă. Doctorul avea un prieten foarte bun, Răzvan, care aparent lucra la DIICOT și l-a ajutat cu anumite teste de încredere pe care doctorul le făcea viitoarelor iubite. Fata, ca să-i câștige încrederea, trebuia să întrețină raporturi sexuale cu acest Răzvan care lucra la DIICOT. După una dintre întâlniri, Răzvan a cerut ca fata să-i cheme un Uber și să-l ducă la această adresă. Știm doar cum arată și că la un moment dat a avut nevoie să ajungă la această adresă. Treaba pe care Răzvan era despre alți bani, pentru că, da, victima a fost făcută de bani de către Răzvan și acest doctor imaginar pe nume. Răzvan urma să vină la această adresă să ia niște bani de la o altă victimă, o altă iubită, ori de-a doctorului, ori de-a lui. La întoarcere, Răzvan avea nevoie de un Uber câteva zeci de metri mai departe de această adresă. Un lucru ce, într-un fel, te pune pe gânduri ce treabă are Răzvan cu această zonă, dacă a folosit adrese false doar pentru a șterge urmele sau dacă, într-adevăr, locuiește în această zonă. Ei bine, de la întoarcere, urma să fie ridicat de către Uber de la adresa 1 decembrie 1918, 27D, unde ne aflăm fix în acest moment. Ceea ce ne face să credem că Răzvan, angajatul DIICOT, folosea adrese fictive pentru a-și acoperi urmele, dar foarte posibil să fie în proximitatea casei lui. Ideea este că adresa aceea prima, Alea Lăceni 11, el a spus-o fetei cu subiect și predicat că acolo vrea să-l ducă Uber-ul. E clar că cunoaște această zonă de undeva, cumva, și consider că ăsta este un pas important în descoperirea lui Răzvan. De ce ne concentrăm foarte mult pe Răzvan și nu pe doctor? Ei bine, noi credem că doctorul este tot Răzvan. Sau un om foarte bolnav care îl folosește pe Răzvan pentru a-și satisface anumite fantezii. Presupun fantezia de a-și bate joc de oameni, de a lăsa o femeie fără absolut niciun ban de chirie și de mâncare? Nu știm. Acest individ, Răzvan, știm cum arată, pentru că a făcut greșeala să se uite într-o cameră a liftului, o cameră de filmat a liftului. Știm că are o arsură pe mână, ori pe mâna stângă, ori pe mâna dreaptă, din păcate victima nu și aduce aminte. Știm că frecventează săl de jocuri de noroc, fiind un parior înrăit din toate declarațiile lui și chiar fata ne-a confirmat că l-a văzut de multe ori încercând să-și facă biletele pe aplicația de telefon, ceea ce într-un fel restrânge această listă de căutare și chiar mai devreme am mers împreună cu colegul meu, George, într-o sală aleatorie de aici din zonă, iar oamenii au părut că îl cunosc pe acest individ, că l-au mai văzut undeva. Poate este o față comună, sigur că da, sau poate chiar omul ăsta este pe aici prin apropiere. Iar noi chiar vom încerca să-l găsim și sper că ne puteți ajuta. Acestea fiind spuse, dăm drumul la interviul cu domnișoara Alexandra și povestea ei. Ce s-a întâmplat? Am început să vorbesc cu o persoană de pe Instagram care se dădea drept doctor de boli infecțioase. Și conversația era normală, cum încep să abordez o fată pe Instagram, m-a întrebat câți ani am și dacă sunt din București, era un aspect destul de important. Când s-a întâmplat asta? În iulie, în data de 14 iulie, am început să vorbim. Și pe tot parcursul zilei a încercat să afle lucruri despre mine și spre final a încercat să voia să-mi audă vocea și să vadă ce tipologie de voce am și dacă sunt ok. A întrebat dacă pot să
vorbesc, dar eram la muncă și am spus că o să-l sun eu după. Cum adică ce fel de tipologie de voce aveai? Dacă era sexy sau nu. Dacă era sexy sau nu. Ok. Ce ai simțit din prima interacțiune cu el, primele mesaje? Ce te-a făcut să vrei să continui conversația cu el? Mi-a rănit un pic orgoliul și cred că asta m-a făcut să vreau să continui conversația, pentru că părea un fel de nu știu, provocare cu o persoană un pic mai inteligentă. Deci nu știu cum să spun neapărat. Deci aștept să-ți apese butoanele să te atace la ego. Da. Și l-ai sunat după muncă? M-a sunat el după muncă, în drum spre casă. Okay. Și conversația a devenit din ce în ce mai explicită și mai orientată spre partea sexuală. În ce sens? În sensul în care m-a întrebat de cât timp nu am mai făcut sex sau lucruri de tipul ăsta sau... Am discutat un pic și despre prietenele mele și, nu știu, subiectul ăsta sexual era din ce în ce mai pregnant, ca și cum, dar tu ce n-ai mai auzit de... Adică, cum poți să stai fără sex atâta timp sau lucruri de tipul ăsta. Și întreba foarte mult dacă am fetișuri sau, nu știu, ce aș vrea să fac, dacă am făcut vreodată vreo nebunie, chestii de genul ăsta. Ok. Și, într-un fel, prin modul lui de a-ți vorbi, te-a întărătat să-i răspunzi la toate întrebările. Da, o făcea să pară ca și cum ar fi normal să fac chestia asta și că e un lucru normal, că sexul nu mai e un subiect tabu în zilele noastre, că toată lumea face asta, ceea ce e normal de altfel, că toată lumea face asta, am înțeles asta și ok. Numai că nu la nivelul la care își dorea el din conversațiile ulterioare. Ok. E important ce s-a mai întâmplat în prima zi, pentru că i-am descoperit aici prima parte agresivă. După ce am schimbat subiectul sexual și ne-am întors la subiecte normale, vorbind despre medicină, probabil ca să-și afirme statutul de medic, dar am fost distrasă de faptul că trebuia să plătesc, eram într-un supermarket și a fost foarte agresiv și mi-a spus că nu e în regulă ce fac, că sunt foarte dezinteresată, că l-a deranjat extrem de tare ce am făcut și mi-a închis. Și ulterior, tot în ziua aia, a început să îmi scrie și să-mi zică că ar trebui să-mi cer scuze pentru atitudinea mea, vorbind foarte logic, era un cuvânt foarte pregnant în conversațiile noastre, că ar trebui să gândesc mult mai logic. Și a doua zi a început cam la fel, încercând să mă aducă tot mai aproape de subiectul ăsta sexual, foarte atent pus, încât să se discute cât mai puțin prin mesaje și mai mult în apelul telefonic. Ok. Când a început să-ți povestească despre el? Că este doctor? Că este înstărit? La primul apel telefonic mi-a spus că are o situație financiară destul de bună, dar nu atât de mult. A doua zi a început să-mi povestească mult mai multe lucruri și să îmi spună și despre iubitele sale și cum și ce fel de nebunii sexuale au făcut ei de-a lungul timpului și ce fel de deschidere sexuală căuta el, că asta era lucru pe care îl căuta el într-o relație. Pentru că în prima zi punea foarte mult accentul pe o relație serioasă, că asta își dorește, arătându-mi și prin screen-uri de la fete care își doreau doar aventuri cu el și nu era ceea ce își căuta. Și din seriozitatea asta m-a făcut într-un fel și să continui să vorbesc, pentru că afirma că asta își dorește. Am înțeles că este un bărbat care nu caută să-și piardă timpul cu aventură, ci caută ceva serios, cu o persoană serioasă. Când au apărut discuțiile despre prietenul lui, Răzvan? În a doua zi au apărut, când a început să povestească cum a trecut prietena, fosta lui iubită, prin testul suprem. El mi-a povestit de iubita lui și cu o zi precedentă, dar a spus doar aspectul pentru care s-au despărțit, că i-a furat bani din afacerea părinților, în locul în care el a angajat-o. Asta ți-a spus din prima zi? Da, ți-a spus din prima zi și mi-a spus și din prima zi că a ajutat-o cu insecuritățile sale și
că m-a ajutat cu operații estetice ca să prind încredere în ea. Bun. Încerca să pozeze într-un bărbat protectiv care își ajută persoana iubită, da, și care are grijă de ea. Da. Ok. Și apoi a apărut discuțiile despre prietenul lui Răzvan, cu care părțea iubitele. Da. Prin ce test a trecut fosta iubită? Și cine era Răzvan mai exact? Răzvan era și cred că este prietenul lui cel mai bun cu care a copilărit și el îmi povestise înainte să înceapă de partea sexuală despre Răzvan că este prietenul foarte bun și că s-au cunoscut în copilărie și au făcut tot felul de chestii fiind BFF-ul lui. Iar testul cu fosta a constat în îndeplinirea de fapt a unei fantezii a ei, el așa a pus-o. Fantezia ei era să agațe un necunoscut într-un Starbucks din București și să îi facă un oral. Și asta s-a întâmplat. Mi-a povestit că s-a dus, că a trimis-o la Starbucks, ea conversând cu prin mesaje și trebuiau să aleagă împreună, prin poze, cu cine urma să facă ea chestia asta. Numai ca situația să fie controlată și să-mi arate mie de fapt că femeile întotdeauna cu care a interacționat sunt în siguranță și că nu le lasă de izbeliște să interacționeze cu știu eu ce dubioși. Persoana pe care urma să o agațe era Răzvan. Mi-a și spus că ea pozase și alți oameni care erau la Starbucks, dar a spus că nu îi place de niciunul, până când i-a făcut o poză lui Răzvan și încă unui băiat și până la urmă a făcut-o să creadă că e de fapt decizia ei, că l-a ales pe el fiind un bărbat mai matur, gândindu-se ea că are experiență. Și s-a dus la el, i-a spus că a pierdut un pariu cu iubitul ei și că pariul consta în a-i face un oral. El din spuse spunea că Răzvan era foarte surprins de această propunere și că își juca rolul și că după s-au dus la apartamentul ei, dar ca să se protejeze ea în cazul în care nu s-ar fi întâlnit cu... că Răzvan nu ar fi fost de fapt prietenul lui, a fost un necunoscut, i-a spus că să se duce la apartamentul unei verișoare sau unei prietene, ca să nu pară că e locația ei. Am înțeles. Cu ce se ocupă Răzvan sau cu ce se ocupa Răzvan? De ce ți-a povestit? Că lucrează la DICOT și că este polițist. Având în vedere toate poveștile astea cu fosta lui, cu femeile pe care le-a avut, ce voia mai exact de la tine? Ce ți-a cerut în primele zile? În primele zile mi-a cerut să îi trimit poze cu mine în ipostaze indecente și videouri cu mine de natură sexuală. Problema nu era neapărat lucrul ăsta, problema era că le-ar fi vrut ca dovadă de încredere, nu trimise o singură dată ca să expire videoul și să se vadă fața mea cu totul. Ai făcut acest lucru? Da. Cum simți că a reușit să te convingă să faci asta? Până la urmă era un străin. Eram într-o perioadă destul de proastă a vieții mele, aveam un declin din punct de vedere emoțional, eram în burnout și am trecut prin niște lucruri în care nu am fost neapărat atât de conectată cu persoanele din jurul meu și mi s-a părut ca poate el era, nu știu, salvarea mea, impropriu spus. Simțeai că cu fiecare chestie pe care o faci în plus pentru el, ești deja într-o mlaștină și e prea târziu să te mai întorci. Și trebuie să o iei înainte. Da. Și l-a profitat de acest lucru. Da. Ce s-a întâmplat mai departe? Mai departe, după ce videourile și lucrurile virtuale nu-l mai satisfăceau, urma și să fac eu un test. Mi-am propus să îl aștept pe Răzvan sau pe el
legată la ochi, cu ușa deschisă, ca să dovedesc că am încredere maximă în el și că sunt deschisă. Deschiderea era un lucru super important pentru el, deschiderea și sinceritatea asta. Astea erau calitățile pe care le căuta într-o femeie. Nu căuta să arate bine, nu căuta să, nu știu, adică să fie extraordinară. Astea erau lucrurile cele mai importante. Dar conta și să nu se facă de râs în societate. Și ăsta era un aspect. Dar nu să fie de o frumusețe debordabilă. Deci el voia să aibă încredere în tine. Da. Și voia să-i demonstreze acest lucru. Înainte să ajungem la această întâlnire cu Răzvan, tu ai putut să povestești cuiva că l-ai întâlnit pe acest Dragomir, doctor în boli infecțioase? Mi-a spus explicit să nu spun nimănui despre acest lucru, pentru că, mai ales prietenilor mele, eu cu prietenii mele vorbesc absolut tot și, nu știu, cred că m-a simțit că aș putea povesti. Și chiar îi spusesem unei prietene, i-am spus unei prietene că urmează să fac o nebunie de tipul ăsta și eram un pic panicată când i-am povestit, dar n-am apucat să-i spun lui și mi-a zis că dacă ai apucat să le spui, nu știu cum faci, o dregi, o întorci și faci în așa fel încât să nu afle, că nu trebuie să știe nimeni că eu mi-am împart iubita cu Răzvan. Și n-am avut voie să le zic. Drept pentru care, înainte de testul ăsta, am putut să vorbesc cu singura persoană pe care știam că nu putea să ajung la ea, cu terapeuta mea. Nu mai făcusem terapie de foarte mult timp și am zis să o contactez pentru că mă simțeam într-un hău. Și am povestit tot, cu frică și ei, că nu am dat nume. Am spus doar despre Răzvan că lucrează, nu la DICOT, că lucrează într-o zonă în care ar putea să facă orice informație să dispară și că este o persoană influentă și aș putea să-i afectez imaginea și mi-ar fi frică de asta. Și terapeuta mi-a spus că nu e în regulă deloc și că nu are un profil ok, explicându-mi mai mult partea psihologică a lui cu probleme cu nervii cauzate de fosta. Așa justifica el și că nu e neapărat ok ce fac. M-a pus să mă gândesc dacă prietenele mele ce mi-ar spune, dacă le-aș spune momentul ăsta, eu neputând să le spun. Și mi-au zis, am spus că toate mi-ar fi spus să nu fac asta. Ce te-a îndemnat să continui? Nici nu știu ce m-a îndemnat să continui, sincer să fiu. E doar ideea că el ar fi putut să mă facă fericită, pentru că prin mesaje asta mi-a și spus și m-a și lăsat, a fost singurul lucru la care m-a lăsat să fac print screen, că dacă sunt ok, eu o să mi ofere cea mai frumoasă relație din viața mea. Eu neavând o experiență neapărat plăcută cu bărbații de-a lungul timpului. Tot ce vrei era să fii fericită. Da. Și el a atacat această coardă sensibilă a ta. Da. Mi-ai spus din povestea pe care am citit-o, profilul lui a dispărut la un moment dat. Profilul lui de Instagram. Da. Și te-a contactat o prietenă de-a lui. Nu era neapărat o prietenă, nici n-am întrebat, nici mi-am pus problema să întreb cine este, pentru că mi-ar fi fost frică în urma comportamentului lui, că dacă spun ceva greșit sau orice mă face proastă sau mă spune că nu știu, că nu gândesc logic, că asta era argumentul lui suprem. Și am presupus că este ori o asistentă, ori nu știu, cineva de la muncă, pentru că m-a și întrebat când i-a dispărut contul, de ce nu m-am uitat la contul lui sau m-a întrebat ce ai crezut, că ți-am dat bloc? Și eu de fapt eram ocupată cu munca, pentru că oamenii mai și muncesc și nu am avut timp să văd că i-a dispărut contul. Și mi-a dat mesaj și m-am luat numărul de telefon și i-am scris. Ea justificând că s-a blocat contul și te roagă să-i scrii pe WhatsApp. Și asta am făcut. A fost o conversație de 3 replici. Observ că ți era frică de el. Deja. Vă știați de câteva zile și deja ți era frică de el. Da. Ți era frică să nu-l dezamăgești și să-l pierzi? Da, și asta era o chestie pe care o tot spunea, pentru că a spus că nimeni nu s-a despărțit de el niciodată
și că el se desparte de toate fetele din motive mici. Nu știu, că am dat eu un exemplu în ce ți-am scris, că dacă fumează pe stradă se desparte de ele, și mi-a mai spus câteva motive, nu mi le amintesc fix în momentul ăsta, destul de minore pentru care s-a despărțit de fete. Și odată mă gândeam că n-am cum, pentru că sunt o persoană super ok, creierul meu spunea că n-am cum să fac asta și de asta mă îndemna să continui și într-un fel și ambiția poate din mine, habar n-am. Și da, mi-era frică și oricum în luna în care am vorbit, mi-a fost frică la fiecare cuvânt pe care l-am spus să nu spun ceva greșit. Ați vorbit doar pe WhatsApp? Nu, am vorbit pe WhatsApp doar în ziua în care mi-a dat numărul de WhatsApp, continuând că poveștile erotice pe care mi le cerea și explicite, că și asta era un aspect. Își cerea povești erotice. Da. Cu scenariile cu ce aș face cu el și cu Răzvan, sau cu Răzvan, sau cu alți oameni străini pe care i-aș agăța. Și unde ați mutat aceste conversații? Le-am mutat pe Telegram pentru siguranța mea, ca să nu cumva să descopere fosta videouri sau să se uite cineva în telefonul meu să vadă videourile și să fiu expusă sau el. Pentru siguranța ta, când de fapt era pentru siguranța lui, ca să nu se salveze conversațiile. Da. Am mai încercat de-a lungul conversațiilor să scot ștergerea după o zi, dar întotdeauna justifica că dacă așa am lăsat-o de la început, de ce o să mai pun? Ok. Ce ai făcut după discuția cu terapeuta ta? I-am dat un mesaj și i-am spus că aș vrea să schimbăm puțin planul. Care plan? Acela de a te întâlni cu Răzvan? Da, acela de a mă întâlni cu Răzvan sau cu el, pentru că nu știam cine vine. Că... După cât timp a propus acest lucru? Mai ții minte? Pe 18 s-a întâmplat, am vorbit cu terapeuta pe 17 și eu am început să vorbesc cu el pe 14. Am înțeles, ok. Deci după 17, după ce ai vorbit cu terapeuta, i-ai dat lui mesaj și ai zis că vrei să schimbi. Vreau să schimb planul. Okay. Să facem chestia asta la un hotel, într-un mediu controlat, unde există camere, mă înregistrez la recepție și ar fi fost lucrurile mai ok. Ok. Și el mi-a propus asta la un moment dat, mi-a dat posibilitatea asta, dar a direcționat discuția în așa fel încât să pară că e mult mai ok la mine acasă, că mă simt mult mai ok în mediul meu și în mediul safe. Și de asta ulterior am ales asta, dar după ce am vorbit cu terapeuta m-am gândit să schimb sau măcar, nu știu, să merg la notar, să semnez că nu o să mi se întâmple nimic, ok, facem nebunia sexuală, dar să fiu în siguranță după, pentru că nu se știa dacă o să rămân întreagă după. Ce simțeai că poți păți? Că poți fi violată, omorâtă, dusă la trafic de organe, tot ce e mai rău. Aveai aceste gânduri? Și totuși ai continuat. Da. Doreai atât de mult să-l cunoști pe acest... Da. I-ai spus ce ți-a recomandat terapeuta? Am evitat în prima fază, dar și-a dat seama că știa că am o ședință de terapie. Îi povestise că urmează. I-am spus că am o ședință de terapie, dacă okay. Urmează, că de asta nu răspund o oră. Ok. Și... A dedus probabil că voi fi comunicat cu ea despre situație și asta s-a întâmplat la o discuție telefonică mai aprinsă, că eu îi scrisesem un mesaj inițial că aș vrea să schimbăm planul și el mi-a povestit că era la cafea cu Răzvan și că a plecat alb la față, că s-a scuzat că are o urgență la spital și după m-a sunat, după ce a plecat teoretic din întâlnirea cu Răzvan. Să țipe la mine și să fie super agresiv, să-mi spună că sunt proastă, că nu e ok, că credeam că ești mai deșteaptă, că te gândești numai la scenarii stupide, că nu se întâmplă așa ceva, că lucruri de tipul ăsta, că sunt fictive, că le vezi numai în filme. Că... Ai spus că ai dădus un mesaj că nu o să răspunzi o oră. Din asta parcă înțeleg că el îți cam controla fiecare moment al vieții, voia să știe ce faci și unde ești. Da, și... Dar în același timp nu suporta să-i trimit poze ca dovezi, cum trimit oamenii normal în conversație, uite am plecat la muncă, uite sunt la magazin sau uite fac asta, că el vrea doar mesaje. Nu am înțeles neapărat de ce, dar... Și îmi spunea că nu știu neapărat să mă comport într-o relație pentru că nu, nu știu, nu răspundea la bună dimineața sau
nu eram constantă, că omul mai are și treabă și alte griji pe cap. Și a venit 18 iulie. Da. Ce ați vorbit înainte de întâlnirea propriu-zisă? Înainte de întâlnirea propriu-zisă m-am pus să fac o listă cu ce lucruri sexuale nu m-am mai făcut și să le încerc și să le îndeplinesc pe toate sau măcar câteva din ele, să tot schimba discursul, că la început era mai obligatoriu și îmi spunea că să le faci și pe toate și după vedea câtă presiune pune pe mine și că ușor-ușor clachez și după încerca să domolească un pic tonul, să zică că nu trebuie să le fac pe toate și că trebuie să fac doar câteva dintre ele. Mă pregătea și îmi spunea că trebuie să fac minim un minim de numere cu Răzvan și să stau eventual cu el până a doua zi. Cu Răzvan sau cu el? Sau cu el, da. El îmi spunea că partea mai bună a situației ar fi dacă ar veni Răzvan, pentru că el ulterior m-ar învăța mai multe chestii despre el și mi-ar da mai multe indicii despre să mă învețe, nu știu ce să fac, ce să nu fac, ce lucruri îi plac sau să mă ajute cu informații. Care a fost prima ta reacție când ți-ai dat seama că e posibilitatea să vină Răzvan și să trească să faci acele lucruri? I-ai spus, ai avut curaj să-i spui că nu ești de acord, că nu ai vrea să faci asta? Nu. Ai acceptat din start? Da. Ce era în sufletul tău? Mă simțeam terorizată, efectiv. Mă simțeam... Nu știu, simțeam că... Că nu... Că-s nimic. Că sunt un nimic și că... Că poate asta merit. Nu știu ce simțeam neapărat. Descrie-mi următoarele ore din acea zi. Am fost la muncă, eram foarte neliniștită. Eu la locul de muncă lucrez și cu o prietenă și m-au simțit și colegii că eram foarte ciudată. Și eu de obicei sunt o persoană foarte veselă și foarte plină de viață și eram, na, mă gândeam numai la ce urmează să se întâmple. Și am venit acasă și mă pregăteam pentru ce urma. Stăteam să-mi fac scenarii în cap cum să reacționez și cum să par normală. Mă puneam în ipostazele în care făceam ce mă pune el să fac și mă uitam în oglindă să par normală, să nu mă trădeze vreun gest de frică sau de insecuritate, pentru că mi-a zis că să nu cumva să-l fac să simtă prost pe Răzvan sau pe el sau să nu-mi tremure picioarele sau lucruri de genul ăsta. Și să nu... Să decurgă tot ok, că e absolut normal să mai faci cât o nebunie sexuală. Și vorbim aici de lucruri care poate nu se întâmplă în viața de zi cu zi, în orice relație sau cuplu. Unele din ele sunt ok, adică sunt ok. Nu, câteva din ele sunt normale, dar nu le încercasem eu până la vârsta asta, să zicem, că am mai întrebat ulterior prietene. Dar unele din ele erau destul de exagerate, adică... Degradante? Degradante, da, sau obositoare fizic. Am înțeles. Și ai pregătit locul, a venit ora... Am făcut cumpărături, că am fost instruită și cu ce... A sunat interfonul? Da. Ce ai făcut după aia? Am deschis interfonul, inima îmi bătea foarte tare, m-am pus înapoi în pat, am lăsat ușa deschisă, am descuiat și... Cu ochii acoperiți. Cu ochii acoperiți. Aveam o mască și sub mască mai aveam ceva ca să nu trișez. Că mi-a spus că dacă trișez, s-a dus totul pe apa să-mi bete. Și dacă simte că trișez. Înainte de asta am spusese ca nu cumva să mă uit pe geam sau să încerc să-l văd. Dar i-am explicat că nu am cum, că am intrarea pe față cu interfon. Și m-am așezat în pat, îmi bătea inima foarte tare și așteptam să vină. Și încercam să respir ca să nu mai îmi bate inima așa de tare, pentru că simțeam că m-ar fi trădat. Și... A venit, a intrat
și am încercat să par normală și cât mai senzuală ca să îl indic către locul unde trebuie să meargă și să-și ia apă în caz că iese sau să vină la mine. A venit la mine, mi-a dat masca jos și a întins mâna și am făcut cunoștință. Și atunci ai realizat că este Răzvan. Ce ai simțit? Am simțit că aștept să văd ce se întâmplă. Nu știam neapărat ce să simt. Eram dezamăgită sau într-un fel ușurată că dacă fac chestia asta, trec peste chestia asta și înfăptuiesc chestia asta și trec peste lucrul ăsta și mă întâlnesc cu el. Ce s-a întâmplat după ce ți-ai dat masca și ați făcut cunoștință? Ne-am dus în bucătărie ca să bem o bere și să fumăm o țigară și mi-a povestit că am început să povestim și să-mi spună că sunt o fată mișto, că îi mulțumește că i-am scos prietenul din depresie, că era în depresie din cauza fostei și părea normal, părea un om ok, nu mi se părea neapărat că e, nu știu, un ucigaș în serie sau un criminal în serie. Adică asta m-a calmat, că nu mi s-a întâmplat nimic. Cred că asta m-a calmat mai mult, că nu am pățit nimic. Și tot în mintea mea constant, indiferent despre ce vorbeam, era că noi trebuia să ajungem la actul sexual, indiferent unde se ajungea. Și el tot spunea că trebuie să am răbdare, că ce mi-a zis el nu e chiar așa, că noi putem să mai fentăm povestea, pentru că în urma serii pe care urma să petrecem împreună, urma să verifice povestea mea cu povestea lui separat, pentru că el mi-a spus că lucru care îi place lui cel mai mult în viața asta e controlul. Și asta făcea el. Mi-a spus că aș avea voie să-i cer numărul lui Răzvan în condițiile în care ar fi ieșit o noapte demențială pentru el. Cum adică să-i ceri numărul lui? Să-i cer numărul lui Răzvan ca să pot să vorbesc și cu Răzvan. Am înțeles. Nu aveam voie să vorbesc cu Răzvan. Și așa își trăia el, își făcea filme în cap, asta justifica, își făcea filme în cap cu ce aș putea să fac eu cu Răzvan, indiferent că făceam sau nu. Ok. Seara a decurs cum a trebuit să decurgă, mă gândesc. Da. A plecat următoarea zi? Da. Dar noi am ieșit oricum din casă, pentru că ce era pe listă includea și acte sexuale în spații publice. Și pentru adrenalină, că mi-a spus că asta îi place lui Răzvan. Și am și ieșit ca să luăm ceva de ronțăit și atunci am reușit să-l prind în camera liftului, pentru că mă simțeam într-un fel în siguranță, că am văzut că nu mi-a făcut nimic. I-am arătat în inocența mea, uite, am și camere, ca și cum e ok, că o să decurgă ok chestia asta, că nu mi-a făcut nimic. A zis ceva când i-ai arătat că ai camere în lift? Nu a zis nimic. Ți-a dat Răzvan ceva informații toată seara aceea? Da, m-a ajutat cu informații despre ce îi place din punct de vedere sexual, asta primat în primă fază, dar mi-a povestit și de ce fel de om e, că e un om super bun, că face fapte bune, nu știu dacă mi-a zis că vede o bătrânică cu flori la metrou, că îi cumpără toate florile și povești de tipul ăsta. Mi-a mai povestit și întâmplări și ce nebunii sexuale au mai făcut ei împreună. Și cred că mi s-au mai confirmat din poveștile pe care mi le spusese înainte. Mai repetat din unele povești, de asta le-am și crezut și mai mult, că sunt reale și că s-au întâmplat, pentru că le-a dus în discuție presărat în conversație. Și tot spunea că merită, că e un bărbat care merită și că e normal să faci sacrificii pentru un bărbat care merită. Nu prea era mulțumit? Era mulțumit, dar se putea mai bine. Ce ți-a cerut mai departe? Nu mi-a cerut imediat, doar am vorbit și a zis că a ținut să-mi țină că, să-mi spună că să glumească pe seama faptului că am crezut că o să fiu linșată și făcea glume în direcția asta. Mă lua peste picior că am putut să gândesc așa ceva, că mi s-ar putea întâmpla asta.
și m-a întrebat dacă mi-a plăcut, dacă a fost cea mai ok, unde l-aș clasa pe Răzvan în topul meu sexual și bineînțeles că eu știam de la Răzvan că trebuie să zic foarte multe chestii pe care vrea el să le audă și n-am spus neapărat ceea ce cred. Am spus ce ar vrea el să audă. Și te-ai informat când urmează, când urmează să te cunoști el acum? Nu, mi-a spus că o să mă facă să mai aștept, pentru că ca un fel de... De fapt, nu mi-a zis că e o pedeapsă, dar asta mi-a spus Răzvan, că mai pedepsește așa din când în când fetele, dacă fac ceva. Și știam de la el că oricum e răzbunător și mi-a zis că nu, că o să mai aștept și să mă văd cu el. Pentru că n-am avut încredere în el 100% din prima. Așa că au urmat alte întâlniri cu Răzvan. Da. Ce s-a mai întâmplat? De fiecare dată insista să fac ceva nou. El îmi cerea oricum să îi trimit texte sexuale cu ce aș face și eu le trimiteam și ulterior mă și punea să le fac. Ce se întâmpla când nu se întâmplau actele sexuale? Adică erați voi doi în casă. Eu lucram foarte mult pentru că lucram, găteam pentru că trebuia să-i fac de mâncare și el stătea și punea bilete la pariuri sportive. L-ai văzut punând bilete la pariuri sportive? Da. Dar nu le punea, adică urmărea meciurile, nu punea biletele neapărat, sau își făcea biletele, dar ieșea pe balcon și fuma și își făcea biletele și se mai ducea din când în când la Fortuna, pentru că doar la Fortuna își depunea biletele. L-ai văzut când se ducea la Fortuna? Mi-a spus, nu l-am văzut. Ai văzut vreun bilet de la Fortuna? Nu-mi dau seama foarte mult cum arată biletele de pariuri, adică mi-a arătat aplicația. A, pe aplicație. Pe aplicație mi-a arătat. Am discutat despre foarte mult despre temele financiare și cum aș putea eu să fac bani. Că femeile deștepte întotdeauna au bani puși deoparte și eu mă gândeam cum aș putea să fac chestia asta fără să mă degradez. Numai că el mi-a spus că există căi mai ușoare ca să pot să fac bani, explicându-mi cum fostele lui au făcut bani din diferite nebunii sexuale. O fostă de-a lui a fost cu ea, el personal cu ea la Brașov, unde avea și apartament, să agațe un tip și să facă sex pe bani. Și mi-a mai povestit că sunt mulți bărbați în București înstăriți sau cu neveste care fac chestia asta și că el nu are nicio problemă ca eu să fac așa ceva. Dacă aduc un ban în casă, e super ok. Eu inițial încercam să găsesc variante mai ok, să mai iau un job sau, nu știu, alte lucruri pentru mine să fac asta, nu neapărat pentru el. Pentru că se presupunea că el mi-a zis că... M-a întrebat cam ce salariu am și așa și când i-am spus a zis că am înțeles, deci până termin tu studiile și ajungi pe un post ok, o să te întrețin eu. Și nu mi-a convenit chestia asta și am zis că mă descurc, că eu mă descurc singură. Și vorbind despre bani și despre subiectul ăsta, s-a ajuns la un moment dat la discuția cum el îi dă bani lui Răzvan mereu de cum prumut. Și când vine la iubitele lui, mereu i-a oferit bani ca să nu stea, să aibă de o comandă de mâncare sau să își cumpere diferite chestii, să e ca și cum ieșea la o întâlnire, dar ieșea Răzvan la întâlnire cu iubita. Îl plătea pentru testări. Da, îl plătea pentru testări, teoretic. Și... Ai fost nevoită să-i dai bani lui Răzvan? Da. De ce și cât? Prima dată i-am dat 1000 de lei, că în urma unui conflict pe care l-au avut ei minor de la un meci. Au fost la meci și niște replici tăioase între ei. El probabil i-a zis în glumă că nu-ți mai dau bani sau că ești fraier că ai pus pe biletul ăsta sau a râs de el că nu i-a ieșit un gol, o chestie de genul ăsta. Și Răzvan a zis că nu mai ia niciodată bani de la el. Și fosta îi dădea bani lui Răzvan cu împrumut și că n-am nicio dubiu că tu nu i-ai dat. Și
Da, eu am zis că da, probabil e așa, da. Ce să, și asta a fost testul, să-i dau suma asta ca să vadă că nu sunt pe interes, justificându-mi că așa se face într-o relație, te ajut, pe ce, dacă tu n-ai bani, eu îți dau, dacă eu n-am bani, îmi dai, și tot așa. Ți-a cerut să-i dai sau a lansat ideea asta, această deschidere, iar Răzvan ți-a cerut? L-a lansat această deschidere și m-a făcut pe mine să caut ca Răzvan, când Răzvan pare că nu are bani, și să-i ofer eu. Să-i oferi tu, am înțeles. Și i-ai oferit 1000 de lei. Da, dar nu i-am, a fost situația de așa natură încât nu i-a acceptat din prima, adică nu a acceptat bani că, din prima, că ideea era că eu nu aveam bani scoși, de-aia nu i-a acceptat din prima. Și... De ce nu i-a acceptat din prima? De ce nu i-a acceptat? Ce motiv a invocat sau... Că nu am eu bani și că nu mă descurc eu cu banii, pentru că îi mai explicasem cheltuielile mele de-a lungul timpului Răzvan și a zis că nu știe cum mă descurc și că el se plânge cu salariul pe care îl are el de, mă rog, nu știu, 100 de milioane sau cât a zis el, nu mai țin minte exact, de la DICOT, mă rog. Și îi se părea ciudat să-mi ceară mie bani. Că a fost stabilită chestia ca eu să fac efortul să mă duc la un bancomat să scot bani, cash, să-i dau, că avea nevoie. De ce cash? Pentru că Răzvan nu face tranzacții bancare, spunea că nu face tranzacții bancare, din pricina faptului că el înșela foarte mult, înșela pe iubita lui și era foarte atent să nu cumva să aibă tranzacții, pentru că, din ce știam eu, ei locuiesc împreună și probabil na, au o relație normală, mai își împart cheltuielile, au banii la comun, lucruri de genul ăsta, și să nu vadă tranzacțiile. Iubita lui Răzvan. Da. Cum o chema? Raluca. Raluca ar fi trebuit să o cheme. Ea știa de aceste teste? Da. Și mi-a explicat la început că ei mai pleacă în vacanțe și fac sex toți patru ca o nebunie. Explicându-mi că nu e un stil de viață. Asta era chestii sezoniere ca să pipereze relațiile. Ok. Și ai dat acei bani ca împrumut? Da. A spus că o să-mi dea înapoi la salariu. Salariul lui intră pe 15 august. Eu okay. I-am dat în iulie 24, dacă nu mă înșel, când sunt și prins scrinurile cu Uber-ul. A plecat undeva? Da. A plecat să ia alți bani. Așa s-a justificat el, sau că are treabă. Și când a venit și a luat banii, m-a întrebat, i-a numărat și a zis că, adică i-a numărat, dar în așa fel încât a zis, îi număr un pic așa, dar am încredere în tine, că na, nu trebuie să-i mai număr. Și mie mi s-a părut un pic ciudat, dar am trecut peste destul de repede cu vederea. A venit, era răcit cu obză și atunci nu s-a întâmplat nimic de natură sexuală, am simțit că am scăpat de data aia. Și dar am încercat să fiu empatică și să fiu un om bun până la capăt și am avut grijă de el, nu știu, i-am făcut ciorbă și chestii genul ăsta, adică chiar era bolnav omul, gen avea febră și chestii, pastile, medicamente. Când s-a întors, eu nu puteam să comunic cu el, deci, repet, eu încă nu aveam numărul Răzvan și nu mi-l dădea, că nu-mi dă numărul încă, pentru că o să-mi dea numărul în momentul în care, după ce mă văd cu, pentru că asta ar fi însemnat că ar fi aflat și Raluca și eu, dacă îmi dădea numărul și scriam, l-aș fi pus pe el într-o poziție incomodă. El oricum a precizat că Raluca ar trebui să știe că ne-am văzut doar de două ori, în condițiile în care noi ne-am văzut de mai multe ori. Mi-a scris că să-i comand un Uber, mi-a trimis poză cu scara de bloc de unde să-i comand Uber-ul și blocul nu era, locația nu era foarte bine luată de cei de la Uber sau Bolt, nu mai țin minte exact. Și mi-a zis că nu sunt în stare să fac o cursă la distanță. Și ulterior, dacă stau să mă gândesc acum, și Răzvan a spus că chiar așa nu ești în stare să comanzi o cursă la distanță și poate o similitudine că ei discutau sau era aceeași persoană. Ce a urmat mai departe, următoarele zile? Următoarele zile m-am scăpat cu ce aș vrea eu să fac cu bonusul care mi intră de la muncă. I-am spus că mi intră un bonus la muncă de 3000 de lei și că eu aș vrea să... parte din bani, aș vrea să îi îndeplinesc un vis cu băiatului care am făcut pregătire pentru BAC și să îl duc să sară cu parașuta. Și lui s-a părut super deplasată chestia asta, pentru că justifica că
ar trebui să, că s-ar fi meritat să-i dau bani dacă avea probleme de sănătate, avea nevoie de operații, de o chestie de genul ăsta. Spune-ne despre băiatul acesta, că e și acest aspect foarte important. El este un băiat foarte, are probleme de vedere și eu am început să fac pregătire cu el pentru că am ajuns la un ONG și l-am ajutat să ia bacalaureatul. Cum îl cheamă? Și este prin cadrul asociației Ajunge Mari. Și după ce a luat bacalaureat, am mai avut discuții cu el. Eu încă țin legătura cu el, chiar dacă nu mai sunt voluntar, că i-am spus că o să rămân prietena lui în continuare. El a spus, mi-a propus mie la un moment dat, George, ar dori foarte mult să sărim cu parașuta când strângem bani amândoi, că el după ce termină și se angajează, și dă și la post liceală la care vrea să se ducă pe kinetoterapie, vrea să punem bani deoparte și să sărim împreună cu parașuta. Și eu m-am gândit că dacă tot îmi intră bonusul ăsta, să sar cu parașuta, din ce m-am documentat eu, undeva la 1700 de lei și mi-aș fi permis să dau jumătate din bonusul meu ca să îndeplinesc lui visul. Și... un gest foarte frumos. Da. Iar... a decis... să nu mai fac asta. Să nu faci asta. Da. Și a atentat la banii tăi. Da. Ce a făcut? Mi-a spus să îi dau banii lui, mai bine să-mi țină. Nu era un împrumut, era ca și cum îi dau unei bănci. Și că mai bine mă gândesc mai mult la mine și să mă ajute el, că mai pune o diferență de bani și să-mi ia o mașină sau, nu știu, să-mi ia el un telefon, o chestie de genul ăsta. Cu toate că el se justifica că banii pe care i-am dat o să mi-i dea înapoi și că teoretic bunurile o să mi le dea fără să trebuiască să dau o parte din bani. Și banii ăștia au fost dați cash lui Răzvan? Da. Toți odată 3.000? Toți odată 3.000. Bun. Dintre care, când a venit să ia, 1.000 a păstrat pentru el, pentru pariu. Și a stat la tine mai multe zile, iar în final ți-a mai cerut bani, Răzvan. Da, mi-a cerut bani Răzvan cu împrumut, pentru că ultima dată când venise la mine a stat destul de mult, și 3 sau 4 zile. Da, și el mi-a spus că așteptam să vină după ziua de 15 august, pentru că atunci știam că intră salariul și să-mi dea bani înapoi, dar a zis că și-a băgat tot salariul la pariuri și că se duce el acum să împrumute de la una din fetele, amantele lui, să împrumute bani și că se descurcă și că mi-i dă a doua săptămână sau în ziua de luni când ia banii. Și în cazul în care nu ia banii, m-a asigurat că îi plătește el datoria și îmi dă și banii înapoi. Și ți-a mai cerut alți bani? Nu. Adică mi-a mai cerut 1.000 de lei și mi-a mai cerut, când a plecat de la mine, 100 de lei să aibă de cafea și de țigări. De asta 1.100 de lei. Totalul fiind 5.100 de lei. Da. Ai început să-ți faci griji? Da. Pentru că am dat din banii de chirie și din toate economiile mele, eu nu mai aveam cu ce să-mi plătesc chiria. Teoretic. Am familie aproape și prieteni, aș fi avut la cine să mă împrumut, dar pe picioarele mele nu mai aveam bani de chirie. Și presupun că ei da. Știau acest aspect. Da, știau acest aspect, că de asta m-a și asigurat că eu i-am dat lui Răzvan din cei următorii 1.000 de lei, de fapt cei 2.100 de lei au fost dați din banii puși deoparte din salariul pentru chirie și pe economiile pe care le strânsesem eu ca să-mi acopăr costurile pentru facultate. Presupun că după toate întâmplările astea ai început să te îngrijorezi încât să devii puțin rațională. Da. Ce ai făcut mai departe? M-am întâlnit cu prietenele mele înainte să plec acasă la ei mei, unde mă simt mai ok și pot să mă deschid. Și prima dată am ieșit cu prietenele mele și abia spre finalul serii am început să le povestesc, după câteva pahare de alcool.
să le spun tot, că eu de fapt, ele știau cum mă fac cu un domn doctor, asta le spusesem ca să fie calme, și le mai povesteam chestii drăguțe, că ce mă pusese Răzvan să spun, spune-le și tu că te-a scos la casa lui David sau că lucruri de tipul ăsta. Pentru că la casa lui David se presupune că frecventa când ieșea afară. Și le-am povestit și au rămas șocate, nu le venea să creadă. Și mi-au zis, fată, tu banii aia nu-i mai vezi. Drept urmare, m-am îngrijorat. Dar încă, rațiunea îmi spunea chestia asta și încă mai credeam... Mai sperai. Mai speram la... Că e adevărat. Speram că e adevărat, că el există și că o să-l întâlnesc și că e adevărat și că să, nu știu, să îmi primesc banii într-o formă sau alta sau că o să primesc, o să-l cunosc și o să fie ok și toate lucrurile astea. Dar am fost acasă și am cedat, pentru că am cedat în prima dată, i-am spus fratelui meu, care este mai mic decât mine, i-am povestit că, na, mă gândeam că nu știu de ce eu fi povestit și lui, că l-am îngrijorat mai tare și pe el. Și ulterior i-am povestit mamei despre chestia asta și mama s-a crucit, bineînțeles. Mama e o persoană destul de deschisă și am mai povestit lucruri din viața mea, dar ei am povestit tot în amănunt și a rămas șocată, mi-a zis că că mă vede cum sunt, că mi-e frică, că mă simte. Mie mi-a mai trecut un glonț pe la ureche când eram mică, să zic așa, la 14 ani. Am interacționat cu un pește din orașul meu. N-am pățit nimic, dar am interacționat cu el și am rămas cu niște sechele de acolo. Și mi-a spus mama că că arăt la fel, că se simte la fel, că am același comportament, că mi-e frică, că și să ies cât mai repede din chestia asta. Eu tot o asiguram și atunci o asiguram pe mama că e ok, o să mă descurc, o scot eu la capăt. Și abia zilele următoare am început să mă alarmez când una din prietenele mele, după ce am discutat cu ele, l-a căutat la colegiul medicilor și nu l-a găsit. Că eu nu mă gândisem toată perioada să-l caut. Deci acest Dragomir nu exista ca doctor. Da, nu figura nicăieri. Și am început să caut și eu, disperată, peste tot, să mă uit de numele ăsta, să fac un research pe care ar fi trebuit să-l fac la început. Ceea ce m-a îngrijorat și mai tare și am început să vorbesc și să caut soluții cu prietenele mele, cu mama, cum să fac rost de bani înapoi, cu fratele meu și am încercat să fac să pară că nu s-a schimbat nimic, continuam să vorbesc normal cu el. Dar în perioada asta de când i-ai dat ultimii bani lui Răzvan, până când ai început să vorbești cu toți prietenii și toată familia, câte zile au trecut? Cred că în jur de o săptămână și un pic. Și n-ai mai avut niciun contact cu ei? N-a mai venit Răzvan? Nu, n-a mai venit Răzvan. Dar am vorbit cu el în fiecare zi. Adică el în fiecare zi am vorbit. Și era normal să nu vină Răzvan așa o săptămână? Da, adică nu știu. Mie așa, nu știu dacă era normal neapărat. Că nu... El se justifica că nu mai vrea, că vrea să se întâlnească cu mine, că de-aia el nu mai vrea să mai vină. Am înțeles. De fiecare dată zicea că nu știu cum să-l fac să vină mai repede, să... Deci au simțit că nu mai au ce să ia de pe tine. Probabil. Și tu ai încercat să îi dai impresia că nu ai aflat nimic și cumva să-l faci să vină. Da. Și ce s-a întâmplat? M-am gândit să-i spun că am nevoie neapărat de banii de chirie și de un frigider, că aveam nevoie de un frigider pentru că o să mă mut și să cumpăr chestii și știa de lucrul ăsta. Și a fost foarte, foarte agresiv când i-am zis de chestia asta, a spus că îl pun în fața faptului împlinit și că cum îmi permit să fac așa ceva, că trebuie să-l întrebe pe Răzvan, că nu m-am gândit și eu că poate ei n-au bani, că el nu are bani pe card să-mi trimite, că el are doar salariul lui de medic, dar salariul de medic, logic, este destul de mare cât să acopere 5.100 de lei. Și că el are bani cash acasă și pe lângă asta mai era și în vacanță. Știi, îți spusese dinainte că e în vacanță sau atunci? Nu, mi-a spus că este în vacanță, dar nu mi-a spus unde e în vacanță. Uh-huh.
Nu, eu n-aveam voie să știu chestii despre el, că la el era controlul. El spunea, îmi spunea lucruri când vroia el. Eram cu fetele în telefon și mai mă ajutau și ele să creez un discurs destul de coerent. Și i-am spus că nu vreau să-l pun în fața faptului împlinit, dar m-am asigurat că am discuția asta de dinainte cu el, ca să nu mă trezesc într-o situație că n-ar putea să-mi dea aproape de chirie când se termina luna. A zis că ok, s-a calmat, a zis că da, sună altfel, tot mai supărat un pic, dar o să-mi treacă. Și a zis că o să vină el personal să-mi aducă banii, că vrea să vorbim ceva între patru ochi. Și nici nu m-a impăsat de aspectul ăsta, că îl întâlnesc sau nu. Pentru mine era important să-mi iau banii și să scap din situația asta. Deja ajunsesem în punctul în care am explodat, am conștientizat și voiam doar să scap. Și am stabilit că ne întâlnim la finalul săptămânii. Eu vorbisem cu el la începutul săptămânii și nu a fost. Trebuia să vină special din vacanța lui să-mi aducă banii. Și eu nu m-a lăsat nimeni din cei cărora le-am povestit să stau singură și mi-au spus că vin ei să stea cu mine. Au venit niște prieteni și au stat la filaj și a venit ora să trebuiască să-mi aducă banii. 30 august. Da. 30 august, la ce oră trebuia să vină? La ora 19. La ora 19. La ora 19 am primit mesaj și mi-a spus că a ajuns acasă, dar este obosit de pe drum și că doarme o oră și să stau liniștită. Și am zis ok, somn ușor. Și după a trecut jumătate de oră, a mai trecut o oră, a mai trecut încă o oră. Prietenii mei încă așteptau în fața blocului. Veniseră și sus între timp până să treacă acea oră de când doarme ca să mă calmeze. Că eu teoretic știam că vine la 19, dar a amânat și a mai amânat și a mai amânat. Și până la urmă, na, au plecat și ei și am spus că ok, dacă mă înscrie nu-i răspund, că nu ies noaptea singură din casă, nu mai avea nimeni să vină să stea cu mine. Și am zis că aștept până a doua zi. Eu îi dădusem mesaj cu, nu ți-ai mai auzit alarma, și încercam să par normală și să fie un mesaj cu smiley face-uri și că râd. Și a asta doua pe zi, WhatsApp sau pe Telegram? Pe Telegram. Și primise mesajul? Nu, nu primi, nu citise nimic, nu le văzuse nimic. Am dezactivat inclusiv când se vedea că n-a fost activ ultima dată și era activ la 19 și 7 minute. Deci eu presupun că probabil de atunci el și-a închis sau și-a aruncat numărul, dar eu am așteptat din frică, inclusiv a doua zi, să nu cumva să-l sun și fetele mi-au zis, băi, așteaptă că din ce le povestisem eu, să nu îl sun și să-l supăr, ca să se răzgândească să nu mai mi-aducă banii în cazul în care povestea asta și el era real și toată chestia asta, măcar el ca persoană, existe. Și l-am sunat abia a doua zi, la 1 mi-am făcut curaj după ce am încercat să fac orice alt lucru ca să mă mai gândesc la asta și l-am sunat și am văzut că închis. Mi-am rugat prietenii să sune, am crezut că m-am blocat. Am încercat să-l sun pe toate aplicațiile posibile, pe număr de telefon, dar da, dispăruse. Dispăruse cu banii tăi. Da. Și cu toate visele ce ți le promitea. Da. Mai rău să întreb ce ai simțit în momentul ăla? Am țipat și am plâns. Asta am făcut, nu pot să zic ce am simțit, asta am făcut. Și am zis că îmi continui de viață și, nu știu, să-mi văd mai departe de viață. Mai mult a contat ce a fost după, când ți-am scris și când mi-au spus și alții că, adică nu conștientizam, nu mă vedeam ca și cum am pățit. Da, ok, m-a făcut cineva de bani, am înțeles asta. Dar toate chestiile sexuale au început să vină și toate lucrurile pe care le-am făcut au început să vină și când mi-a zis prima dată cineva că îi pare rău pentru asta, am început să simt un pic diferit lucrurile. Vreau să-ți mulțumim foarte mult pentru curajul acesta de a povesti cele întâmplate. Vreau să știi că prin povestea ta foarte posibil să ajuți multe alte fete să nu treacă prin așa ceva. Dacă există un echilibru în viața asta între bine și rău în universul ăsta, crede-mă că, nu știu, nu sunt eu religios, dar cred că toate, Dumnezeu le așează pe toate la un moment dat. Da. Pe echipa și comunitatea justițială de Bârceni chiar vom încerca să facem tot ce putem să fie identificat acest Răzvan,
Dă-ne, te rog, toate detaliile despre el fizice. Am înțeles că nu are dinții din față. Da, nu are dinți din față, prin 4 dinți din față. Are ochi albaștri. Este mai înalt decât mine. Eu am 1,69 și e mai înalt cu un cap decât mine, deci ar fi un 1,80, presupun eu, sau da. Cam 1,80. Cam 1,80. Are barba grizonată. Are nasul preeminent. Constituția nu este atletică. Mai slab. Da, este mai slab. N-are condiție fizică. Deci are constituția, e destul de slab, dar nu exagerat, nu este rachitic. Și are burtă, e o persoană care nu face sport, dar nu burtă mare. Și ahtiat de jocuri de noroc. Da, din ce am înțeles. Pariuri sportive pe fotbal, atât din ce am văzut eu. În poza din liftul tău am văzut că e îmbrăcat așa mai sport, cu șapcă pe cap, așa și-a purtat stilul, da, fiecare zi. Da, ăsta e stilul lui vestimentar. Blugi? A venit o singură dată cu niște pantaloni din ăștia cu buzunare pe lateral. Ok, cargo. Da, cargo, tip cargo. În rest în blugi? Nu l-am văzut sau niciodată training? În blugi. Pantaloni short. 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 Short, da, textil, nu short din ăsta din fâși. Are, nu mai știu exact pe care mână, are un semn ca și cum este ars și nu e singurul, mai are undeva pe corp, cred că tot pe mână, dar în zona de sus. Deci ideea este că pare ars pe mână, are un semn are o cicatrice foarte mare pe una din mâini.